Zeci de elevi pasionați de informatică au participat luni seară la festivitatea de premiere organizată de Școala de Programare, ale cărei cursuri le-au urmat. Copiii au primit diplome și cadouri din partea profesorilor și au asistat la un spectacol de rock. Final de an școlar la Logi School. În cadrul festiv la Palatul Culturii, copiii au fost răsplătiți cu diplome și premii pentru activitatea desfășurată. Creiem un modul, suntem aici la teatru și le mulțumim celor de la teatru că ne-au găzduit și anul acesta. Creiem un modul, suntem mai bogați un pic pentru că am aflat foarte multe lucruri anul acesta despre calculatoare. Cum sunt activitățile pentru tine? Interesant. Ce faci tu aici? Programare. Programez jocuri, mă joc, fac quiz-uri. Cât timp ești aici la școala de Un an. Și îți plac activitățile? Da. Care e activitatea ta preferată? Când răspundem la întrebări, la ghicitori. Cu acest prilej, copiii și părinții au aflat de la organizatori că în perioada verii vor avea loc programe de vacanță cu tabere și aventuri digitale. Festivitatea s-a încheiat cu un spectacol de muzică rock. Școala de programare Logi School a fost creată pentru ca elevii iubitori de tehnologie să învețe să creeze programe pentru a performa în acest domeniu.